ASEA Târgu Mureș a fost învinsă în deplasare de CSE Universitatea Craiova în etapa a 8-a a play-off-ului Ligii a 2-a. Gazdele au marcat în ambele reprize. În urma acestei victorii, cele două echipe fac schimb de locuri în clasament. Oltenii cu 33 de puncte, urmați de ASEA cu 31 de puncte. Sâmbătă, 31 mai de la ora 20, ASEA Târgu Mureș dispută ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon. Adversară îi va fi Gloria Bistrița. ASEA Târgu Mureș suferă a doua înfrângere consecutivă în deplasare la CSU Craiova. Scorul a fost 2-0 pentru gazde, care au punctat câteodată în ambele reprize. Mai întâi, centralul Hațegan dictează penaltii transformat de Varga. Apoi, în minutul 73, la a doua și singura incursiune în atac, Ivan îl învinge pe Stăncioiu cu un șut la colțul lung. Cele două goluri și o ocazie din startul reprizei a doua cu Stăncioiu intervenind excelent au fost singurele oportunități ale gazdelor. În urma acestei victorii, cele două echipe fac schimb de locuri în clasament. Oltenii urcă pe primul loc, cu 33 de puncte, urmați de ASEA cu 31. Pe locul 3 este în continuare CSM Râmnicu-Vâlcea, cu 27 de puncte, după remiza 1-1 acasă cu Metalul Reșița. Chiar dacă ASEA înregistrează a doua înfrângere consecutivă, nimic nu este pierdut. O victorie în partida de sâmbătă de pe teren propriu cu Gloria Bistrița i-ar asigura promovarea în prima ligă, cu o etapă înainte de final. Sâmbătă 31 mai de la ora 20, ASEA Târgu Mureș dispută ultimul joc de pe teren propriu din acest sezon cu Gloria Bistrița. Acestea au fost informațiile sportive de astăzi. Sunt Veturia Fechete, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!